Iubiții Domnului, mie îmi place foarte mult acest salut. Har. Amin. Avem harul Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumim, Domnule. El va lua de la noi și îl va da la evrei. Mulțumim. Să ne bucurăm de acest har și să-l folosim spre binele nostru. Mulțumim, Domnule. Avem pace. Că și El a zis, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, dar nu cu modelul meu. Și de ce spun biruințe? Dacă avem harul, avem pacea lui Hristos, ar trebui să avem biruințe cu Domnul și de la Domnul slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, voi citi un cuvânt din Cartea Evreilor, din capitolul 12. Versetul 1 spune așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de mantă, să dăm la o parte orice piedică a păcatului, care ne împășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Sevrania se mine multe. Iubiții mei, Iisus, cine ți-a tăiat alergarea? Cine mi-a tăiat mie alergarea, iubiții Domnului? Dacă noi suntem înconjurați de un nor atât de mare, de martor, hai să dăm la o parte orice piedică a păcatului, care ne înfășoară așa de lesne, iubiții Domnului. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Care e alergarea ta în ziua de astăzi? Care este alergarea mea, iubiții Domnului? Dacă la apa botezului, de față cu martorii văzuți și cu cei nevăzuți care sunt în ceruri, care cântau și se bucurau și era veselie pentru că un păcătos, adică eu, m-am întors la Domnul sau tu care este aici, ai făcut un jurământ și alergarea ta este ca să lucrezi pentru Hristos și să-L urmezi spre Hristos până în veșnicii. Este adevărat sau nu este adevărat? Amin. În această zi, cine ți-a tăiat alergarea? Păcatul care te înfășoară. Iubiții Domnului, haideți să ne uităm țintă la căpetenie și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, care este alergarea ta? Care este alergarea mea? De ce nu ne uităm noi țintă la căpetenia la Domnul nostru Iisus Hristos? Iubiții Domnului, eu am înțeles niște lucruri. Vorbește, spune că am lupte, am diferite lupte și voi aveți diferite lupte. Și ne rugăm, mă rugam la Domnul și spuneam, Doamne, iem lucrul acesta, pentru că este o luptă pentru mine. Doamne, iem lucrul acesta, că este o luptă pentru mine. Și atunci Duhul Domnului spune, și care este biruința ta dacă tu vrei să ai biruință cu Domnul? Dacă tu nu vrei să ai nici luptă cu asta, nici cu asta, nici cu asta, cum vrei tu să ajungi la Iisus Hristos care ți-a pregătit locul? Aleluia. Cum vrei să ai biruință cu Domnul dacă tu nu vrei să ai lupte? Iubiții Domnului, este adevărat că păcatul ne înfășoară, dar să ne uităm țintă la căpetenia și la Domnul Iisus Hristos. El pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Care este crucea ta? De ce vrei să o dai jos din spatele tău? De ce tai din ea? Gândește-te când vei trece prin necazuri mai mari și vrei să treci și nu vei putea trece. Pentru că tu ai spus că asta nu o pot duce, asta nu o pot birui, asta nu o pot birui. Dar ai unul care îți dă biruință, slăvit să fie Domnul. Ai unul care El când a plecat a zis, nu vă voi lăsa orfani, ci voi trimite Mângâietorul, care El va învăța, El va vă călăuzi, El va vă întări. De aceea, iubiții Domnului, cine ne-a tăiat alergarea? Iubiții Domnului, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos,
Nu aveam pregătit cuvântul acesta, am vrut să vorbesc altceva, dar Duhul Domnului mi-a schimbat. El știe pentru cine vrea să vorbească Domnul. Slăvit să fie Domnul. Ramane canta faria se vrea. Ai putere, Doamne! Să-și de lume sfinte! Ai putere, Doamne! Iubiții Domnului, mi-a arătat Domnul o vedenie și mi-a arătat ca niște copaci. Dar unii din noi, copacul fiecăruia, începuse să se vestejească fruntele. Și cuvântul Domnului spune, iată-te, uită-te și vezi cum nu vor să se adapte. Nu vor ca să se adapte, ca să nu să se vestejească. Iubiții Domnului, cine ne-a oferit nouă alergarea? De ce nu ne adăpăm ca să fim plini de suc și verzi, cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Noi cei ce începem trebuie să ducem la bun sfârșit, dar dacă noi ne vestejim, Domnul să se îndure de noi, să nu ajungem să ne uscăm, că și copacul uscat va fi tăiat și aruncat în foc, iubiții Domnului. Haideți să lăsăm păcatul care ne împășoară lesne. Haideți să strigăm la Iisus Hristos și la Duhul Sfânt. Doamne, ca El să ne ajute în alergarea noastră. Ținta noastră este cerul. Să cerem ajutorul Duhului Sfânt în toate problemele noastre și necazurile noastre. Ca să avem biruință cu El, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă, dar gloria minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare, față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Iubiții Domnului, am căzut de oboseală, drumul este greu, este petros, este cu o cirlă. Dar haide să ne uităm țintă la Iisus Hristos. Haide să strigăm la ajutorul Duhului Sfânt. Aleluia! Ca El să ne povățuiască. Glorie Domnului! Dă-i putere, Doamne! Vește, Doamne! Să nu cădem de oboseală, iubiții Domnului. Vește, Doamne! De aceea ne cădem de oboseală, de aceea ne pestejăm. De aceea ne începem să ne uscăm și nu avem putere. Iubiții Domnului, un copac depinde de ce fel de marcă este. Unul este mai puternic când este verde, altul este mai puternic când este uscat. Dar noi suntem puternici când suntem plini, verzi și plini de suc. Asta să ne ajute bunul Dumnezeu, iubiții Domnului. Amin! Să strigăm la El. La ajutorul lui, iubiții Domnului. Versetul 4 spune așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Cât ne-am luptat, cât m-am luptat eu, iubiții Domnului. M-am luptat eu atât de mult ca să ajung până la sânge. Nu, iubiții Domnului, pentru că am strigat și am zis că este pe greu. Dar nu este lucrul acesta, iubiții Domnului. Vreau să vă spun un lucru. Dacă nu ai lupte, este o problemă. Pentru că tu nu-ți dai seama. Pentru că tu ești pe alt drum. Tu crezi că ești bine, dar nu ești bine. Iubiții Domnului, aduceți-vă aminte de câte ori v-am zis. Să nu fii mulțumit de starea care ai avut-o azi. Ci mâine stăruiește-te să ai o mai mare legătură cu Dumnezeu. O mai mare părtășie cu El. Să te mă la vulme, n-a caute verme. Și ați uitat faptul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. De ce, iubiții Domnului, cârtesc? De ce cârtesc când trec printr-o încercare? Vreau să spun duminică, a fost bucurie, am plecat pe drum. Mi s-a rupt vasul de expansiune, porțiunea la apă s-a dus acu la roșu peste cap, s-a oprit mașina. Dar eu n-am știut planul Domnului, am gândit, Doamne, eu merg, eu predic,
La cuvântul tău, la vorbirea mea s-a predat unul și altul, vrei să boteze altul. Și am cântit înaintea Domnului, sunt pe mecanic și spune că averia va costa 1.000 de euro, dacă n-o crezi la tine. Și am zis, Doamne, facă-se voia ta. După aceea am înțeles. Vine groa să ridice mașina. Când vine groa, intră în mașină, ridică mașina. Nu, încă nu era pregătit hârtile ca să mă ducă, unii trebuia să mă ducă. Când intră în mașină, încep să vorbesc cu tânărul ăla, era din Sud America. Mi-l trimite Domnul, pentru că este pentecostal, dar nu credea lucrarea Duhului Sfânt. Mi-a dat Domnul 30 de kilometri ca să am timp de evangelizare. Slăvit să fie Domnul. Amin! Știe Domnul cum trebuie să facă lucrurile. Știe Domnul. Dar noi deși desprețuim când cădem în încercare, când trecem prin încercare. Deși ne pierdem noi inima, iubiții Domnului. Că dacă noi suntem mustrați sau trecem într-o cercare, Domnul vrea să te curțe. Înseamnă că mai ai zbură, mai ai păcat, mai ai noroi pe tine. Iubiții Domnului, dacă Domnul arăta că ne-a dat, suntem ca niște diamante. Unele de noi colțuroase, alte murdare. Înseamnă că Domnul trebuie să curățe ca să fie un diamant cu valoare. Amin. Dacă mergeți la bijutier, el nu-ți va da un diamant care l-a scos din mină, ci îți va da un diamant care el l-a șlefuit, i-a dat o formă frumoasă și îi dă strălucire. Așa suntem noi, iubiți Domnului. De aceea, simt din partea Domnului și din partea Duhului Sfânt, cine ne-a oprit nouă alergarea? Cine ne-a oprit alergarea? Păcatul care ne înfășoară lesne. Să strigăm la Duhul Sfânt și El va veni la ajutorul nostru. Amin. Amin, Doamne. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Iubiții Domnului, Domnul, El dacă ne trece prin încercare și ne bate cu nuiaua, semnifică că ne-a primit și suntem fiii Lui. Noi copiii noștri când greșesc, le dăm pedeapsa, nu? Le aplicăm regula. Dar oare Domnul nouă nu trebuie să ne aplice regula? Dacă noi trecem prin greșeli, nu trebuie să ne îndrepte. Și ascultați mai departe cuvântul Domnului ce spune. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori din curbie a Duhului. Iubiții Domnului, noi am venit la Domnul și ne-am născut din nou prin apă și prin Duh, slăvit să fie Domnul. Am intrat în apă și am primit legământul cu Domnul. Noi nu am sărit peste gard. Noi nu am venit în adunare, în biserică și spunem că suntem cu Domnul. Noi avem un legământ cu El, iubiții Domnului. Deci noi suntem fii, slăviți să fie Domnul. Dacă n-am fi fii, am fi feciori, suntem din curbie. Și Domnul să fie slăvit și lăudat. De aceea, iubiții Domnului, versetul 12 spune așa, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănuciți. Iubiții Domnului, nu este de ajuns numai cât venim în adunare și stăm 2-3 ore înaintea Domnului. Iubiții Domnului, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă. Avem modele în Scriptură care spune că stăteau înaintea Domnului de 3 ori pe zi și deschideau și ferestrele. Nu se ferea de nimeni. Iubiții Domnului, haideți să ne facem un obicei, să ne întărim mâinile aceste obosite, să ne ridicăm sus spre cer, să ne întărim genunchii slăbănuciți, care nu mai stau pe genunchi, pentru că ni s-a tăiat alergarea, ne-a înfășurat păcatul, iubiții Domnului. Haideți să croim cărări drepte cu picioarele noastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se mai abate de la cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin.
Iubiții Domnului, cât de bun este Dumnezeul nostru! Cât de bun este Dumnezeul nostru! Că și El tot ne așteaptă, El tot ne dă timp și la mâine, și poimâine, și răspâine, îți dă timp de pocăință. Dar nu uita, iubitul Domnului, nu lăsa ca satana să stai alergarea și aleargă la Hristos cu stăruință. Când trecem prin probleme și avem nevoie să ne ajute cineva, mergem la cineva și îl rugăm, stăruind de el, bă, ajută-mă, am nevoie, nu-l lași până nu face ca tine. De ce nu facem așa și când ne înfășoară păcatul? De ce nu ne prinde de Domnul Hristos? De ce nu ne prinde de Duhul Sfânt? Semine volte grai pe verminari. Iubiții Domnului, haideți să urmărim pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Iubiții Domnului, am spus mereu și repet, nu religia ta te duce în rai, ci relația ta cu Dumnezeu. Pavel, care era Pavel, spunea, nu ca nu cumva eu predic, la venirea Domnului să fiu lăsat afară. Așa și eu spun în această seară, iubiții Domnului. Aleluia! Haideți să ne prindem, să ne prindem de boala lui Hristos. Haideți să ne prindem de Duhul Sfânt. Să-i spune, Duhule Sfinte, nu te mai las să pleci de la mine. Vreau să mă călăuzești în fiecare clip. Slăvit și lăudat să fie Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea o lăsare de vedete în rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Iubiții Domnului, haideți să luăm bine seama, să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Haideți să nu ne abatem de la dragostea lui Hristos. Amin, aleluia! Pentru că El ne-a iubit încă, nu noi. El ne-a ales să fim al lui. Glorie ți, Doamne! El ne-a pregătit faptele ca noi să umblăm în El și să rugăm pe Domnul în seara aceasta, ca El să călăuzească pașii noștri, El să ne întărească mâinile noastre slăbănugite, El să ne întărească genunchii noștri slăbănugiți și de astăzi să croim cărări drepte și Dumnezeu să fie slăbit în veci. Amin. Voi în numele Domnului să ne ridicăm.